acest auto special. Ea este de 39 de metri, dar în aceste 39 de metri nu se aplică și în anumite condiții, în funcție de centrul de greutate al pachetului de scări, cum este concentrat față de alele auto speciale. În primul rând, un alt factor care influențează performanța unor scării, pericolul la care putem ajunge, este reliefful sau exact acest auto speciale față de fața de unde se întâmplă. Față de fața unde se întâmplă cu succes pachetul de scări până la etajul 13. Și se face, să zic așa, un inventar al personalului cazat, al turiștilor cazați, având o situație la recepție. Evident, persoanele care nu au ieșit, exista incertitudinea că sunt în hotel, dar puteau fi și în alte locuri. Dar nu erau predate cheile sau nu era o evidență privind camera liberă, cum s-ar zice. Noi am procedat la numirea echipelor de căutare salvare formate din binom pentru căutare și identificare victime. Am procedat la evacuare în exterior folosind scara interioară a hotelului. Am simulat în cadrul exercițiului ceva probleme legate de alimentarea cu apă pentru intervenție la etajul superior, pentru a folosi hidranții interiori, a identifica rapid soluții, coloana uscată, chiar am verificat dacă asigură, să zic, ne poate sprijini intervenție și asta l-am constatat la etajul 11, cu auto special avem un jet destul de puternic pe coloana uscată. În cadrul exercițiului am mai simulat un accident rutier cu două autovehicule implicate, cu două victime și am profitat de acest exercițiu antrenând lotul inspectoratului pentru concursul de descarcerare și prim ajutor. Lot compus din 7 membri, 4 pentru descarcerare și 3 pentru prim ajutor. Important pentru locul respectiv să se antreneze împreună, foarte important este cooperarea la locul intervenției pentru ajungere la victimă, stabilizare, alegerea metodelor cele mai optime pentru extragere, extracția din autovehicule unde sunt încarcerați, acordarea primului ajutor și transportul la spital. Per total, mulțumim? Per total, da. Da. În cadrul exercițiului am mai constatat o altă, să zic, problematică pe care noi trebuie să o aprofundăm și să fim conștienți că într-o situație reală va fi cazul să apelăm la aceasta. În timpul exercițiului am schimbat canalul de lucru de pe stațiile de emisie recepție, în primul rând pentru a lăsa liber canalul pe care îl folosim de obicei pentru intervențiile reale și în al doilea rând pentru a ne obișnui cu lucrul cu stația de emisie recepție, să schimbăm canalul. Și sunt câteva echipaje care ori n-au recepționat semnalul, ori n-au reușit să fie pe aceeași frecvență. Numele Major Vârtej Iulian, șeful centrului de operațiuni.